Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri generali, doamna primar general, doamna secretar general. Înainte de a începe ședința extraordinară de astăzi, 4 august 2020, am să dau cuvântul primarului general al Capitalei, doamna Gabriela Firea. Doamna primar general, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri generali. Am convocat astăzi din nou o ședință extraordinară de îndată pentru a lua împreună o decizie imediată și în beneficiul bucureștenilor în legătură cu anunțul făcut de omul de afaceri Costică Costanda, care are de primit 115 milioane de euro de a executa contul primăriei Capitalei. În cazul în care nu primește această sumă, propunerea pe care ne-au făcut-o avocații domniei sale este aceea ca pentru o parte din această sumă să fie aprobată o dare în plată, în speță un teren din cartierul francez aflat în zona de nord a Capitalei. Este deja a patra încercare pe care o facem astăzi, să dezbatem și sper să votăm acest proiect de hotărâre. Practic, noi acum trebuie să reparăm oalele sparte acum 16-17 ani, pentru că au fost alți primari generali la acel moment, alți consilieri generali. Noi cei de acum, în schimb, trebuie să gestionăm o situație foarte dificilă. Practic, sunt puse în pericol serviciile de utilitate publică ale Capitalei, sunt puse de asemenea în pericol plățile pentru toate șantierele deschise în municipiul București, de asemenea aprovizionarea cu materiale sanitare și dotările care trebuie să aibă loc în această perioadă în toate spitalele din Capitală, și anume 20 la număr. Situația este foarte grea, este dificilă. Am auzit astăzi un candidat la primăria Capitalei care a afirmat că puteam să rezolvăm problema mai de mult, în sensul să punem bani deoparte, ca și cum i-am pune la ciorap, astfel încât să avem sume suficiente pentru a plăti aceste despăgubiri, aceste executări. Îl informez pe acest candidat că, prin legea bugetului de stat, nu se permite, deci nu există un capitol bani deoparte, nu există un capitol bani la ciorap pentru posibile sentințe judecătorești. În momentul în care acestea își urmează parcursul în justiție și vin în formă finală la o instituție, cum suntem noi acum, situația noastră, Primăria Capitalei, din acel moment iei act de acea hotărâre în justiție, definitivă și irevocabilă, și bineînțeles că trebuie să urmezi pașii procedurali și pașii legali. Deci nimeni, nicio instituție, fie că este guvern, minister, primărie, consiliu județean, nu pune la începutul anului bani deoparte, ca și cum i-am pune noi, pe proprii noștri bani, bani la ciorap sau bani în pușculiță, în cazul că ne trezim cu o executare silită pe cont. Este o afirmație iresponsabilă realmente și arată o necunoaștere crasă a legislației, nu doar din România, ci din întreaga lume, de asemenea a realităților din teren, dar nu mă mir, pentru că a mai făcut acest candidat la primărie o afirmație, și anume că sunt bani destui la Primăria Capitalei, trebuie să mai renunțăm la anumite cheltuieli și să plătim aceste executări. Aș vrea să știu la care cheltuieli să renunțăm, pentru că din suma primită prin legea bugetului de stat lunar, cota care ne este cuvenită, jumătate din aceasta merge către subvențiile la transportul public în comun și la termoficare. Îl somesc public pe acest candidat să spună dacă vrea să renunțăm la subvențiile pentru transportul public în comun. De mâine, un bilet să coste 6-7 lei. Practic, asta ar putea să se întâmple dacă am renunțat la subvenții. Sau factura la întreținere să explodeze, pentru că odată cu renunțarea la subvenția pentru apă caldă și căldură, înseamnă că factura la întreținere va fi de 3 ori, de 4 ori mai mare. Deci, o explozie de prețuri. Aș vrea să știm toate aceste lucruri înainte de a intra într-o anumită cursă, pentru că nu este normal ca cetățenii să fie induși în eroare. Bref, noi am făcut toate diligențele, ne-am apărat cât am putut de mult. Suntem la capătul a 16-17 ani de procese. Sunt decizii pe care nu le-am luat noi. Le-au luat alți primari, cum spuneam, alți consilieri generali. Noi doar trebuie să facem față acestei situații. Avem o hotărâre definitivă și irevocabilă. Ea nu este negociabilă. Ori plătim banii, ori o parte din acești bani poate să fie transformată în echivalent, bineînțeles, cu o suprafață de teren. Aceasta este situația, nu ne poate fi nouă imputată, nu am greșit noi cu nimic.
Practic, noi, repet, suntem puși în situația de a gestiona o situație de criză. Banii, spun încă o dată pentru toți cei care dezinformează, sunt foarte puțini față de nevoile capitalei, față de cea mai mare aglomerare urbană, 4 milioane de cetățeni. Avem o sumă infimă primită de la Ministerul de Finanțe în condițiile în care suntem singura primărie din țară care nu are dreptul prin legea bugetului să încaseze taxe și impozite locale. Toate acestea merg la primările de sector. Deci noi avem o mică cotă lunară care ne este transferată de la Ministerul de Finanțe. Deși Bucureștiul contribuie cu 25% la PIB-ul României, înapoi la primăria capitalei se întoarce sub 1%, 0,6%. Este infim. Deci cei care ne dau lecții și ne spun că sunt bani, bani gârlă, să se abțină și să se informeze în primul rând, pentru că cetățenii merită respectul nostru. Eu vă mulțumesc, vă punem la dispoziție toate informațiile, toate evaluările și sper că astăzi să tranșăm acest subiect atât de dificil. Domnule președinte de ședință. Vă mulțumesc, doamna primar general. În continuare am să dau cuvântul secretarului general al primăriei municipiului București, doamna Georgiana Zanfir, pentru a ne comunica prezența ședinței de astăzi. Doamna secretar general. Bună ziua, mulțumesc domnule președinte Marius Pavel. Vă comunic că avem o prezență de 41 de consilieri generali. Vă mulțumesc și eu, doamna secretar general. Înainte de a lua înscrierile la cuvânt, am să dau cuvântul domnului director general al Direcției Juridice, domnul Adrian Iorgache, pentru a vă aduce o lămuriri și a sintetiza proiectul de astăzi. Domnule Bună ziua, doamna primar, bună ziua, domnul consilier general. De ieri până astăzi, de la întâlnirea de ieri, ați văzut, a fost pus la dispoziție raportul de evaluare, a fost modificat proiectul de hotărâre în sensul că se este prinsă și valoarea. Pot să vă spun că valoarea prinsă în raportul meu, în proiectul de hotărâre, este o valoare minimă la care se, la care se poate discuta darea în plată. În urmare, unor tabelări și unor discuții preliminare, prețul va fi mai mare decât ceea ce este prevăzut în raportul de evaluare. În situația în care se aprobă tot acest lucru, sper să se întâmple acest lucru pentru a evita ceea ce a spus foarte bine doamna prima această stăță, blocarea conturilor și o mare disfuncționalitate la nivel de municipiu. Ce pot să vă spun este că în situația în care noi adoptăm acest proiect de hotărâre, va urma o perioadă de acalmie, evident, documentul care se va fi semnat împreună cu creditorul, va prinde și un termen de grație, în sensul că nu mai fi vorba de vreo executare, este de cel puțin pentru o perioadă de timp. Sperăm că termenii să fie un pic mai generoși, adică o jumătate de an, poate chiar mai mult, să mai discutăm despre executarea silită. Evident, negocierea acestei termeni nu va fi o chestie de azi pe mâine. Vor fi niște condiții care vor fi făcute publice în momentul, și înainte de semnare și în momentul semnării documentului. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule director general. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă primar, stimați colegi. Voi încerca să nu fac declarații de ce așa cum a făcut doamna primar, ci voi încerca să discut direct pe proiect, pentru că este un proiect foarte important. Și vreau să se înțeleagă că din capul locului că grupul Partidului Național Liberal nu se opune unui mecanism care ajută la stingerea unei creanțe care a fost stabilită de o hotărâre definitivă prin darea în plată a unui teren care astăzi știm că nu a dus niciun beneficiu real cetățenilor din municipiul București. Dar în același timp vedem că după 3 ședințe consecutive, una pe 15, două consecutive sunt al trecut, ați ales să refaceți proiect de hotărâre în sensul să-l introduceți, să-l aduceți în legalitate pentru a putea fi votat. Deci ați confirmat că în forma în care l-a fost prezentată Consiliul General nu a fost una de a, care permitea votarea lui, ci una ilegală de a vota. Încerca să nu discut politic. Repet, astăzi văd că proiectul de hotărâre are atașat raportul de valoare, ce este și normal în momentul în care doriți să dai ceva clar sau să înstrăinezi din patrimoniul municipalității. E nevoie de un raport de valoare pentru a ști acea sumă care se va stinge din întreaga sumă pe care o avem, oare primăria pe care o datorează lui Constantar, domnul Constantar sau
avocați cum s-a discutat. Ce lipsește însă de la acest proiect și a început 5 ședințele, eu am fost prezent 5 ședința de ieri și 5 ședința de astăzi și 5 ședința de comitet este juridică. Lipsește această tranzacție la care face referire domnul director de la domnul Iordache, care face referire la această tranzacție între avocații domnului Costanța și juriștii primăriei sau primăria, prin care să primim asigurări că după semnarea, după ratificarea acestei hotărâri, nu se va continua cu blocarea contului, nu se va continua cu executarea silită a diferenței de preț rămase din darea în plată și de aceea cred că este necesar ca la hotărâre să se atraseze tranzacția și inclusiv puteți trimite, va ruga cum și în ședința de ieri astăzi, să trimiteți corespondența între reprezentanții primării domnului Constanța sau avocații dânsului, de să știm cine a inițiat această tranzacție, cine este doritorul acestei tranzacții, pentru a putea ratifica un proiect de dare în plată. Lăsați-mă, vă rog, să vedem. Continuăm, vă pun o întrebare referitor la raportul de evaluare. Vreau să știu dacă raportul de evaluare a fost, s-a cerut o tragere la sorți a unui evaluator independent care să facă verificarea evaluării. Și mai mult, vreau să întreb pe domnul Iordache, când spune că o să primim o perioadă de grație după ce dăm în plată, ne există această tranzacție în spate, când se refer la jumătate de an, un an, cine va hotărâ acest termen? Vom sta noi, primăria municipiului București, vom accepta ca reprezentanții legale ai domnului Constanța să ne șantajeze în continuare cu o altă blocare de conturi? Sau o putem gândi ca dinainte, înscris în această tranzacție, poziția aceasta, ca în momentul care dăm în plată să fim puși la adăpost pentru următoarea perioadă? Zic ca un amendament. Vă rog, mai am puțin, vreau să încheie prin a spune că greșita, scuza doamna primară, în prima parte a locuțiunii, că în această hotărâre definitivă a instanței face referire la dare plate. Sunt acea hotărâre a instanței face referire la achitarea unei sume de plată. De bani. Repet, suntem de acord cu darea în plată, atâta timp pe proiectul este, din punct de vedere juridic, îndocumit corect și există și o tranzacție atașată la acest proiect. Hotărârea nu face referire la o decizie de dare în plată prin Consiliul General. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamna primar, stimați colegi. Ați spus că nu faceți politică. Dacă ați fi făcut politică onestă pentru cetățeni, nu era o problemă. Nu este o rușine să faci politică, este o rușine să faci politică urâtă pentru cetățeni. Dacă dumneavoastră, care aveți colegi care au condus această primărie 15-17 ani, prin majoritatea în Consiliul General PDL-PNL, veniți să ne trageți pe noi la răspundere astăzi ca și cum noi suntem cei vinovați pentru ceea ce se întâmplă astăzi, îmi pare rău, înseamnă că într-adevăr faceți politică în cuvinte într-adevăr alese elegant, dar faceți o politică urâtă pentru cetățeni. Candidatul dumneavoastră a venit azi în fața primăriei făcând politică și spunând că avem bani cu ghiotura, au fost bani mulți și anteriori și nu știm pe unde s-au dus. Dumneavoastră, încă o dată vă spun, întrebați-vă colegii de la PDL-PNL care au condus această primărie și destinele primăriei capitale și ale Consiliului General, cei care au îngropat și au falimentat Radetul, da, în AGA, în CEA și directorul general PNL de la Radet, și nu ne cereți nouă socoteală pentru ceea ce se întâmplă acum. 2. Am spus foarte clar, dar probabil erați atent doar la ceea ce vreți să spuneți dumneavoastră și nu mai conta ceea ce spunem noi, că noi avem o hotărâre definitivă și irevocabilă a instanței pentru o sumă și parte din ea vrem să o stingem cu această dare în plată a terenului din cartierul francez ca să ne eliberăm de o presiune imensă și anume anunțul avocaților de a se pune sechestru pe cont, de a ni-l executa. Eu am spus foarte clar și acum și la toate ședințele. Dacă doriți să-mi răstălmăciți cuvintele, este dreptul dumneavoastră, dar este și obligația mea să corectez ceea ce spuneți dumneavoastră. Vă mulțumesc, doamna primar general. Îi dau cuvântul domnului director al Direcției Juridic, domnul Adrian Iordache, pentru a vă răspunde la întrebări. Ceea ce privește legarea proiectului și înainte, domnul consilier general, numai că dacă observați materiale înaintate ieri, o să constatați că raportul de expertiză a fost depus ieri la primăria municipiului București și de aceea v-a spus, o să-l prins după ședință, tocmai se făcea recepția documentației în momentul în care a fost depus. Deci nu s-a încercat pe ilegalitate. Am intrat cu un proiect de hotărâre mai devreme, acum 2 săptămâni, pentru că era presiunea executării silite. Asta este singurul motiv. Aveați un proiect vechi, un prevăzut articol care spunea proiectul, valoarea va fi stabilită prin raport care va fi prezentat Consiliului. Am depus și raportul, acum am depus și această condiție. În ceea ce privește tragerea la sorți, cred că faceți o mică confuzie, tragerea la sorți se trag experții în fața instanței de judecată. Aici a vorbit de o firmă de revaloare.
care are contract cu municipiul București, contract cadru și execută toate celelalte evaluări. Vorbim de evaluări imobiliare atunci când cumpărăm, vorbim de evaluări imobiliare atunci când vindem, dacă e cazul, la exportarea aceea situație. Deci nu este contract la tot, ci este o firmă aflată sub contract cu municipiul București. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule director. O să-i dau cuvântul doamnei consilier Ana Ciceală. Mulțumesc frumos! Foarte greu să iei decizii când vezi că, de fapt, cei care inițiază și pun pe masa Consiliului proiecte de hotărâre vorbesc, dar nu aduc în sprijinul vorbelor de bani. Haideți să nu facem un eseu la această ședință. Haideți să vorbim de fapt. Nu o să faceți dumneavoastră un eseu la ședință. Bun. Am cerut grupul USR din Consiliu, duminică, seturi de 12 tipuri de documente. Rapoarte financiare, pentru a vedea exact care sunt disponibilitățile bănești ale primăriei, acum și în ultimul an, de când a început această executare practic. Am cerut corespondența cu familia Costanda și avocația acestora, tocmai pentru a vedea cum s-au desfășurat negocierile cu privire la această executare. Am cerut rapoarte de evaluare și rapoarte de întemeiere a acestei propuneri de a da în plată și a nu plăti banii sau a da alte terenuri în plată. Practic să vedem alternative. Mi s-a pus la dispoziție în ceasul al 12-lea, să zicem acum, un raport de evaluare despre care vă va vorbi colegul meu Bogdan Stroie puțin mai târziu cu problemele lui. Pe partea de legalitate am întrebat dacă primăria a făcut toate demersurile necesare, fiindcă tot mi se repetă asta, dar nu s-a luat chiar și în sprijinul acestei afirmații dovezi. Am întrebat ieri în Comisia Juridică dacă pe articolul 6 OG 22 din 2002 s-a încercat suspendarea și eșalonarea acestei executări. Nu am primit un răspuns. Am întrebat de ce nu este scos la licitație acest teren sau alt imobil, dacă se consideră că ar trebui să facem asta ca municipalitate și nu să plătim direct banii, fiindcă ni se spune că nu sunt bani. Am întrebat de ce au fost irosiți banii prin capitalizarea companiilor municipale, vorbim de sute de milioane de euro. Și nu la am pus întrebări în scris și în comisii. Și ce corespondență și așa mai departe. Încheie imediat, vă spun următorul. Nu putem să constatăm în această ședință decât o lipsă crasă de responsabilitate față de cetățenii municipiului București și o lipsă de profesionism la fel de crasă, iar interesele lui Costică Costanda și a Mariei Costanda nu sunt cele pe care noi trebuie să le apărăm, doamna primar general. Nu noi consilierii trebuie să apărăm aceste interese. Noi suntem aici votați de cetățeni pentru a le apăra interesele lor și bunurile publice comune. Da? Așa că vă rog frumos să ne puneți la dispoziție aceste documente, fiindcă dumneavoastră de un an de zile, nu ați făcut treaba e clară, ați ajuns în această situație și acum veniți la Consiliu, fără să ne dați alternative decât unele pe care noi nu le putem vota. Așa că, astfel de declarații care nu conțin niciun argument, nici măcar colegii dumneavoastră nu v-au mai susținut să fiți candidatul Alianței de dreapta la sectorul 3, pentru că vorbiți foarte mult, foarte frumos, dar fără nicio bază legală, reală, argumentație, chiar și logică de fiecare dată. Și vreau să vă informez pe această cale faptul că a fost și este în beneficiul bucureștenilor să avem companiile municipale. Dumneavoastră vă lăudați că v-ați luptat cu ele, deci v-ați luptat pentru cele 4-5 firme căpușă care de peste 20 de ani doar ele aveau contracte cu Primăria Capitalei și cu subordonatele, pentru că le știți care sunt. Deci dumneavoastră ați fost avocatul, practic, din oficiu al firmelor căpușe de la Primăria Capitalei, pentru că dumneavoastră tot timpul aveți ceva cu aceste companii și v-ați făcut un titlu de glorie din lupta cu aceste companii,
Nici măcar pe proprii colegi nu i-ați convins cu această luptă în detrimentul bucureștenilor, pentru că, repet, nu v-au susținut să fiți candidatul lor la sectorul 3. Deci dacă nu vă convingeți proprii colegi, cum credeți că îi veți convinge pe cetățenii României? Vreau să vă informez faptul că banii spuși de dumneavoastră ca fiind irosiți, eu nu v-am întrerupt, deci nu vorbiți peste mine. Eu v-am ascultat, am notat, sunt civilizată, ceea ce dumneavoastră nu pare că sunteți. Spre exemplu, la ce vreți să renunțăm? La consolidarea clădirilor cu risc seismic? La compania municipală pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic în 20 de ani? S-au consolidat 20 de clădiri. Noi în doar 2 ani de zile cu această companie am pus în siguranță 200 de clădiri, am consolidat aproape 13-14 și fațate de asemenea 20-30 și lucrăm în continuare. Deci niște evoluții spectaculoase în ceea ce privește consolidarea clădirilor cu bulină, pe care dumneavoastră nu vreți să le recunoașteți, dar toți cetățenii din București recunosc acest lucru și apreciază faptul că în sfârșit avem un program cât se poate de dinamic de consolidare a clădirilor cu risc seismic. Încă o dată vă spun, nu v-ați convins nici măcar proprii colegi. Vreți să renunțăm la trustul de clădiri metropolitane care construiește pasajul de la doamna Ghica și construiește locuințe sociale? Spuneți! Vreți să construim la compania managementul traficului, care a aflat că o componentă de semafor se vindea de fosta societate care avea contract cu administrația străzilor cu prețuri de 50 de ori mai mari? Deci dumneavoastră nu faceți altceva decât să fiți avocatul firmelor căpușă. În București sunt mii de companii, nu vă puneți întrebarea că doar 4-5 erau favorizate și aveau tot timpul contracte preferențiale cu primăria capitală. Eu cred că ar trebui să vă puneți această întrebare și faptul că noi prin companiile municipale am făcut economii foarte mari, am investit pentru bucureștieni, iar lucrările sunt de foarte bună calitate. Eu cred că de fapt aceasta este problema dumneavoastră. Loviți în ceva foarte bun făcut de actualul primar general și firește viitorul primar general. Vă mulțumesc, doamna primar general. Am să-i dau cuvântul domnului director general al direcției. Scoate licitație terenul de care vorbim acum, trebuie să-i plătim domnului Constanta toată suma și după aceea ne dă pământul și scoatem la licitație. Deocamdată pământul este la dumnealui. Nu pot licita un bun care nu este la noi. Este al dânsului. În ceea ce privește suspendarea executării, dați-mi voie să vă zic. Domnul haideți să răspundă la întrebările puse, domnul Iorcache, nu la alea. Nu ați întrebat de ce nu scoatem la licitație, da? Nu am răspuns. N-am cum să nu se poate scoate, că nu-i pământul nostru. Asta e. Doi, m-ați întrebat de exemplu. Nu, nu răspuns de la juridic. Doamna Ciceară. N-am răspuns, dar cum nu spuneți. Aveți de doi, ați vorbit de suspendarea executării. Am beneficiat de o suspendare a executării pe toată perioada recursului, care ne-a costat 46 de milioane cauțiunea. În ceea ce privește cealaltă suspendare menționată dumneavoastră, articolul 6 din ordonanța 22, se dă pe un an de zile. Dacă vă uitați de când suntem în negocieri și modalitatea, de când a trecut un an de zile, fix perioada pe care mi-ar fi dat-o instanța cu niște cheltuieli dejdecate. Posibil să ne dea instanța. V-ați făcut demersurile. Doamna Ciceală, nu se întâmplă nimic, suntem tot într-o executare sildă, nu am luat titlu, nu îndepărta executarea sildă, decât îmi dădea un termen pe care oricum l-am obținut ca urmare a demersurilor făcute până în acest moment. Vă mulțumesc, domnule director. În continuare am să-ți dau cuvântul domnului viceprimar Aurelian Bădulescu, care am senzația că îi va răspunde întregii nelămuriri a fondului bugetar. Da. Domnule viceprimar, vă invit alături de noi. Nu, lăsați că vorbesc de aici, de unde m-a consacrat, de la pupitul de consilier general. Nu se aude, domnule. Nu se aude? Da. Am să-i răspund doamnei Ciceală, că pentru a-i răspunde doamnei Ciceală trebuie să existe o componentă obligatorie și anume înțelegerea fenomenului. Ori atâta timp cât dumneaei se dezbracă de rațiunea juridică pe care trebuie să o ai atunci când trebuie să înțelegi ceea ce urmează să ți se întâmple
ca repercursiune a unei executări este foarte greu să înțeleg, să înțeleagă. Am purtat discuții cu acest lider al grupului USR, mă rog, un lider care din păcate reușește să amprenteze și ceilalți consilieri generali, cum? Lăsându-i să nu realizeze ceea ce îi paște, atât pe ei ca persoană ca răspundere, dar și ceea ce urmează să îi se întâmple acestui Consiliu General și a conturilor. Indiferent ce argumente am aduce aici, trebuie să înțelegeți că, din start, ele sunt avortate. Ele nu sunt primite. Ele nu pot constitui un produs de concepție astfel încât rezultatul votului să fie unul pozitiv. Ele sunt refuzate. Și nu sunt primite astfel încât să depășim acest moment doar pentru că vom aduce prejudicii instituției primăriei municipiului București. Lasă această doamnă căzută de pe panourile de afișaj din sectorul 3 să se înțeleagă că aici este o înțelegere pe sumasă făcută cu tot felul de bandițoi care au aparținut întotdeauna aceste camarile, că a fost galbenă, că a fost portocalie, că sunt beneficiarii de fapt a acestor sume de bani, refuzând și ducând în derizoare această discuție. Vă rog frumos, toate aceste eforturi pe care le facem nu sunt pentru a vă răspunde dumneavoastră, doamna Ciceală, ci pentru a responsabiliza pe toți colegii să înțeleagă că nu este de glumă. Bun. Ce credeți că ne-am dorit noi astăzi? Să stăm astăzi la 45 de zile înainte de alegeri să ne bălăcim în această cloacă? Nu. Nimeni nu și-ar dori. Sigur, dumneavoastră doriți, aveți această năzuință? Sigur, puternic amprentată și de partea bărbătească a relației dumneavoastră, un alt gânditor român, domnul Boțiu, care, mă rog, a ajuns prin Senatul României din greșeală și v-a găsit pe dumneavoastră. Dar asta nu are nimic de a face cu ce avem noi de discutat asta. Motiv pentru care? Pentru a arăta că lucrurile au mers mult mai departe și ne dorim în continuare ca presiunea să nu fie pusă pe conturile primăriei și ulterior ca elementele care au generat această situație să nu se așeze la masa pretențiilor și cu penalitățile care sunt de 12.000 de euro pe zi, am să ies în întâmpinarea dumneavoastră cu o ofertă de nerefuzat. Și anume, să introducem un amendament. Conținutul amendamentului este ceea ce v-ați consumat dumneavoastră puțin mai devreme atât, tânărul jurist Bujduveanu Stelian, că parcă văd o plăcuță undeva pe o casă în Constanța, aici a scris, a trăit, marele jurist Bujduveanu Stelian. Și cu siguranță îi va răspunde acestei nevoi. Conținutul amendamentului este următorul. La articolul 3 se introduce aliniatul 2, următorul conținut. Și atenție! Darea în plata imobililor menționate la articolul 1 se aprobă sub condiția încetării de către creditori, adică clanului Constanța, până la data de 31.12.2020, timp în care o să vedem ce mai facem, a oricăror acte de executare silită făcute în baza titlurilor executorii. Și ca să terminăm discuțiile acestea la infinit, am să îi predau doamnei secretar amendamentul meu pentru a fi pus în procedura de vot. Mă rog frumos, ca să trecem aici. Vă mulțumesc, domnule viceprimar. Vă rog frumos să rămâneți alături de noi. O să dau cuvântul domnului Bogdan Stoie. Păi suntem în procedură. V-am rugat să inițiați procedura de vot, dacă ați fost atent la mine. Vă rog frumos. Numai puțin, domnule Stoie. Supunem votului amendamentul formulat de domnul Aurelian Bădulescu. Accept cuvântul, domnule președinte, cum ai să pronunța numele. Am înțeles. Da, mai
să vă dăm mai bine. Trebuie să ne trimite și în scris amendamentul. O să vi-l arăt la cameră. Supună, vă rog frumos să mă iertați, supun votului ordinea de zi integralitatea sa. Proiect de hotărâre privind aprobarea delimitată ca modalitate de executare silită parțială a titlurilor executorii reprezentate de decizia civilă cu numărul 832A/11/7/2000, pronunțată de Curtea de Apel București, în dosarul cu 1011/2016 și menținută prin decizia civilă cu numărul 1158/2019, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, în dosarul cu numărul 1011/2/2016, sentința civilă cu numărul 1309/2011, pronunțată de Tribunalul București în dosarul 2008/3/2010 și decizia civilă cu numărul 1147/2007, pronunțată de Curtea de Apel București în dosarul cu numărul 48/908/3/2005. Supun votului amendamentul la proiectul cu numărul 1 și singurul de pe ordinea de zi. Cu 29 de voturi pentru, 7 abțineri, 0 voturi împotrivă, pentru a fost adoptat. Ordinea de zi a fost adoptată. Vedeți că domnul Radion nu a votat și e prezent. Domnul Radion e prezent? Domnul Radion, votul? Pot răspunde domnului Bădulescu? Suntem în procedură de vot, nu are rost să... Nu v-am jignit, v-am adus un elogiu personalității dumneavoastră, motiv pentru care vă rog din suflet... Domnule, vă spun cu ironie, sarcastic și darmele vingătorului. Vă rog frumos să dați dreptate pe frumos. Aveți răbdare două secunde și vă voi da cu vot. Nu trebuie. Mai este bun. Domnule Bășteveanu, vă mulțumesc. Este ca schimbată de vot. Supunem votului amendamentul susținut de către domnul Aurelian Bădulescu. Vă rog frumos pe amendament. Nu mi apare posibilitatea de vot. Da, am zis că domnul Radu Ion are și domnul Radu Ion, e legătura tehnică cu dumneavoastră. Nu este cazul, spuneți pe gură, vă rog. Cum votați referitor la amendament? Votez pentru. Vă mulțumesc. Votez pentru amendament, votez pentru integralitatea ordinii de zi. Vă mulțumesc, domnule Radu Ion. Și îl menționez acum și pe domnul Radu Ion la loc, nu? Da. Închidem votul. Cu 34 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 4 abțineri. M-am scris la cuvântul. Aveți răbdare? O să dau întâi cuvântul domnului Stroie Bogdan, deși a fost primul scris. Ok. Eu am câteva observații referitoare la raportul de evaluare care ne-a fost trimis. În primul rând, lipsește fără motive întemeiate una din metodele de evaluare, aceea prin metoda veniturilor. În al doilea rând, la evaluare,
valoarea prin valoarea de piață. Nu sunt date, nu sunt luate în considerare valori reale de contracte încheiate, ceea ce au cere de la notar, ci sunt doar anunțuri publicitare. În al treilea rând, prețul în sat francez e posibil să fie mult mai mare, poate chiar și de până la 3 ori mai mare decât ce avem în acest raport de evaluare. Chiar doamna Firea a menționat acum câteva zile că are o evaluare de 35 de milioane de euro pe teren și acum, practic, 13 milioane de euro dispărut în acest de... Acum a dispărut 13 milioane de euro, deci suntem la o sumă mult mai mică. În opinia noastră e nevoie de mai multe evaluări independente ca să ne formăm, să avem o credibilitate mai mare a acestor evaluări și să știm sigur că nu avem vorba de, nu e vorba de o subevaluare acolo. Domnul Stoian, ce întrebare cum se poate face, n-am înțeles procedura pe mai departe, că domnul director de la juridic a zis că se poate obține o altă valoare de dare în plată prin negociere. N-am înțeles cum se va face acest proces. Domnul, am și o întrebare, pentru că văd că ați menționat câteva chestiuni și aș vrea să mă asigur că am reținut bine. Consultând lista evaluatorilor autorizați din România, nu v-am găsit numele pe acolo. Sunteți specialist în această chestiune? Da, m-am consultat cu niște specialiști, da. Bun, deci dumneavoastră ați emis în spațiu public acum niște chestiuni care vi le-au zumzăit unii și alții pe acolo. E, dați-mi voie să vă spun câteva aspecte care au fost verificate de către Comisia Juridică. Dumneavoastră sunteți evaluator? Dați-mi voie să vă spun că am să vă... Aduceți aceleași argumente, dumneavoastră sunteți evaluator autorizat. Îmi dați voie să vă spun, eu sunt membru al Comisiei Juridice și vreau să spun că am verificat dacă metoda folosită de cel care a realizat evaluarea este certificată, este însoțită de declarația pe proprie răspundere și a depus asigurarea, așa cum prevede procedura. Doar atâta vreau să vă spun. În rest, toată considerația pentru demersurile făcute, domnul Stroie. Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu voi ataca, nu voi ataca pe domnul Mătulescu așa cum ne atacă eu pe noi cei din Consiliul General, cum e mic, cu el sau cu... pe țări în alte cauze. Și voi adresa, iar voi adresa chiar domnului Cepimat, dacă ne poate spune cine a inițiat această tranzacție la care face referire și dacă ne va pune la dispoziție Consiliului toată corespondența între distanțe legale primăriei și a domnului Costanda efectuat la această tranzacție. Și dacă perioada pe care am anunțat-o în amendament, cea de până în 31-2020, cum a ajuns la această perioadă și dacă are o garanție că după această perioadă va putea plăti diferența de bani rezultată din darea plată și suma care există astăzi certă și care trebuie plătită către Costică Constantă. Dar, repede, important este să vadă toată lumea transparent cine a inițiat această tranzacție, de unde a început povestea cu darea plată, cine a cerut-o, cine a girat-o și de ce suntem puși în fața unei hotărâri de Consiliu care nu are nicio legătură cu hotărârea instanței. Vă mulțumesc! Am să vă răspund acum, domnul Bujdubeanu. Interesantă ceea ce încercați dumneavoastră să faceți, se cheamă înseilare arcul roșu și rezultă chestiunea aia care se cheamă mărțișor. Am să vă răspund imediat. Da, e greu, știu. Am mers un pic mai repede. Am să vă spun imediat. 1. Cine a inițiat obligația acestei diligențe pentru această tranzacție? Pentru că noi am mai plătit o sumă. Știți de suma care am plătit-o, da? Din buget. Aveți cunoștință, nu? M-a auzit, domnul Bujdubeanu, că pentru dumneavoastră vorbesc. Domnul Bujdubeanu, mai sunteți? Nu, nu mă auzi, se trebuie și am pune prea muzică. Dacă puteți să ne spuneți... Domnule, să nu mai spuneți în urmă de
Sunt aici nu sunt. Deci, asupra garanțiilor, am introdus una... Deci, îmi permiteți? Deci, dacă m-am zis, da, ok. Vreau să vă spun că ați spus câteva întrebări. Una din cea mai importantă întrebare este cum am ajuns sau ce garanție avem că domnul Constanda nu ne va executa până pe data de 31.12.2020. Este adevărat, domnul Bujduveanu? Echipa de negociere a Primăriei Municipiului București, ca urmare a discuției pe care am avut-o ieri, astăzi, la ora 13.30 s-a prezentat și vă mulțumesc că ați fost în sală și apreciez demersul dumneavoastră. Una din întrebări era și această chestiune pe care ați adresat-o în cursul zilei de ieri. Cum ne asigurăm că domnul Constanda nu vine să ne execute după ce încheiem această dare în plată? Corect? Pe cale de consecință am preluat întrebările consilierilor generali, ne le-am pus pe o bucățică de hârtie, l-am sunat pe domnul Constanda prin reprezentanții dumnealui și ne-am spus că o suntem obligați să transmitem o perioadă de non-combat de la momentul încheierii tranzacției până la următorul act de executare. Și atunci, dumnealor nu au făcut nimic altceva decât să ne comunice că perioada, data până la care va fi acest pact de non-agresiune pe executarea titlului pe care acesta l-a obținut de la instanța de judecată, este data de 31.12.2020. Deci până la 31.12.2020, noul Consiliu General al Municipiului București are obligația să facă demersurile necesare pentru o nouă înțelegere de la acel moment pentru viitor până la terminarea achitării sumei stabilite de onor instanța de judecată. O altă întrebare, maestre Bujduveanu, mai aveți? Nu, domnul, nu s-a auzit, nu știu dacă dumneavoastră nu aveți semnal sau e altcineva, să-mi zică colegii, eu v-am auzit întrerupt. Am auzit că ați spus că de la 31 decembrie, noul Consiliu are obligația să facă o altă înțelegere. Repet, nici astăzi Consiliul nu are nicio obligație de a face o înțelegere. Ba da, da, instanța a spus să se facă plata. Că noi hotărâm, că dumneavoastră hotărâm să promovați un proiect de hotărâre în acest moment, care dăm plată, în acest nu este moment, obligația Consiliului. În acest... Și este un act pe care dumneavoastră vi-l asumați, că spuneți că ați spus în comisia de negociere. Dar îmi pare rău, încurcați un pic foarte tare lucrurile, domnul Bujduveanu. Vreau să vă spun că în acest moment a fost adoptat un amendament. Acest amendament are putere de lege, ceea ce înseamnă că părțile și-au asumat această chestiune, domnul Bujduveanu. Lăsați telefonul ca să putem să mergem puțin mai departe. Este vorba de bugetul capitalei. Știu că poate la telefon e doamna Ligian, dar haideți să discutăm ce avem de discutat astăzi. Domnul Bujduveanu, deci, tocmai amendamentul a fost votat, domnul Bujduveanu. V-am oferit garanția ca, prin acest amendament, viitoarea hotărâre să nu se poată duce la îndeplinire decât sub această condiție rezolutorie, așa cum am spus. Deci, nu putem să facem niciun fel de act, niciun fel de transfer patrimonial care să stângă din datorie decât sub această condiție. Că până la data de 31.12.2020 creditorul nu vine la ușa debitorului astfel încât să-l pună sub presiune. Asta am încercat să vă spun. Adică primăria, adică spitalele, adică ce vreți dumneavoastră. Raportat la această chestiune, domnul Bujduveanu, vă rog frumos să-mi spuneți dacă e nevoie și mai aveți nevoie de timp pentru a primi vreun semn, vreo ceva de la cineva ca să putem vota proiectul de hotărâre așa cum este el cu amendament. Vă rog frumos! Vă mulțumesc, domnule viceprimar. Păi dau cuvântul doamnei Ana Ciceală. Mulțumesc frumos! În
În afară de frica doamnei primar general vis-a-vis de alegeri și de faptul că proieștenii văd și ei că nu au adus nimic bun... Doamna Ciceală, suntem într-un rahat cât casa. Credeți că ceea ce vreau să vă aud cu această prostie... Sunteți o femeie extraordinară, o valoare a politicii românești. Ana Paucă era mincinoasă, dar haideți să ne întoarcem la problema asta. Vă mai lămuriți de ceva? Domnule viceprimar și candidat dumneavoastră, nici măcar asta n-ați reușit să faceți. Eu v-am zis că v-am luat barna partidul securistul ăla. Haideți! Așa, mulțumesc! Haideți! Deci, doamna primar general, eu înțeleg că dumneavoastră vă este frică că vin alegerile și vă oamenii... Deci, suntem pe... Suntem în procedură de vot. Aveți, doamna Ciceală, sunt în procedură de vot. Respectați procedura și întrebați-ne în concret. Dacă dumneavoastră ne puneți la dispoziție toate cele 12... V-au fost puse la dispoziție din lista de 12, doamna Ciceală, să permit să vă întreb. 12. Din lista de 12 cerințe pe care le-ați avut, au existat 5... Limba română nu e facultativă. Au existat 5 puncte la care nu s-au spus și erau legate de ordinea de zi. Voi am mai văzut, doamna Ciceală, o să vă întrerup un pic din profundă. Vă mulțumesc, doamna Ciceală. Pentru că îmi fac convine ce spun. Prin documente. Da, vă să vă spun eu. Dați-mi voi. Dați-mi voi. Lăsați-o să vorbească ca să mă întorc la argument, vă rog. Este important. Da. Doamna Ciceală. Conform codului administrativ, documentele. Vă rog să-mi spuneți în drept ce documente doriți. Pentru doamna secretar general, documentele pe care le-am văzut în scris și despre care am vorbit și ieri, despre care am vorbit și astăzi și am menționat deja de trei ori, nu le mai vorbesc și a patra oară. Deci vă rog frumos să le... Să vă răspund imediat. Vreți să vă dau numărul de telefon al următorului primar general care a semnat și celelalte dispoziții? De ce îmi căutați mie o vină? Ce treabă am eu? Eram eu primar acum 16-17 ani, eram noi... Vă rog, domnul președinte de ședință, deci doamna Ciceală vorbește peste toată lumea. Deci vă rog frumos, lăsați alegațiile politice, lăsați răfuielile politice, votați pentru cetățeni. Ce treabă are PSD-ul? Ce treabă am eu? Eram eu primar acum 16 ani, eram primar acum 17 ani, am făcut eu astfel de lucruri, am dat eu astfel de dispoziții, ați găsit semnătura mea pe vreun document? Deci nu se poate să răstălmăciți adevărul de asemenea manieră. Deci încă o dată vă spun, este clar motivul pentru care nici colegii dumneavoastră nu vă susțin. Ce treabă are PSD-ul? Ce treabă are Gabriela Firea? Am dat noi aceste decizii? Acum ani de zile în spate, nu se poate așa ceva. Vi s-au pus la dispoziție toate documentele legale care au legătură cu acest proiect. Dacă dumneavoastră vreți cu totul altceva ca să vă scuzați votul împotriva bucureștenilor, noi nu cădem în această plasă. Nu se poate. Dumneavoastră vorbiți peste toți, dumneavoastră le știți pe toate, dumneavoastră ne întrerupeți pe toți și ne găsiți pe noi vinovați. Încă o dată, vă trimit numărul de telefon al primarului care a semnat dispoziția pentru domnul Constanda, care a venit cu documente că reprezintă familia Luică, sau cum o chema, care pretindea că are documente pentru terenul din nordul capitalei. Ce treabă aveam eu? Nici măcar nu eram în politică. Vă rog, abțineți-vă să faceți astfel de acuzații. Chiar că ne vedem la tribunal și de această dată chiar câștig. Nu se poate, domnule președinte de ședință. Deci luați atitudine. Păi ce treabă are PSD-ul și Gabriela Firea? Doamna Ciceală, chiar pe cuvântul meu, este incredibil. Am luat noi aceste decizii, eram noi aici la primărie, noi suntem puși în situația faptului să respectăm o hotărâre definitivă și revocabilă, să plătim o sumă foarte mare de bani, peste 100 de milioane de euro, ori să o plătim, ori să dăm ceva la schimb. Nu se poate. Dacă dumneavoastră... Păi dați-vă demisia, domnule președinte. Dacă lăsați pe doamna Ciceală să vorbească peste noi toți, să ne acuze de ceva ce s-a întâmplat acum 16 ani, când nici măcar nu eram în politică,
Dumnezeu, peste dacă plouă, PSD-ul e de vină. Dacă ninge, PSD-ul e de vină. Dacă dă cineva o bombă, PSD-ul e vină. Dar nu se poate așa ceva. Păi ne ridicăm toți și plecăm. Faceți ce vreți. Rămâneți dumneavoastră singură în sală. Vă mulțumesc, doamna primar general. Îmi permit să închid dezbaterea. Păi stăm toți și ascultăm cum ne primim acuze pentru ceva ce nu era noi aici. Nu se poate. Haideți, deci plecăm. Rămâneți dumneavoastră. Răspundeți pentru toți. Supun votul expectativ cu numărul 1 și singur de pe ordinea de zi. Vă rog să-mi dați cuvântul. Trebuie să precizez că, conform articolului 228 al codului administrativ, trebuie să mă abțin la acest punct. Cine a spus asta? Cine a zis asta? Domnul Cucui. Dar aveți un interes patrimonial? De ce nu s-a abținut? De ce vă abținut? Aveți de primit bandă la domnul? Ia uite, doamna Ciceala, acum nu mai săriți câinele pe ghiuvetă. Deci nu mai ați aflat că domnul Ciubui, domnul Ciubui s-a abținut. Ați văzut, doamna, mai marane mici. Nu, stați puțin că lucrurile sunt mai grave, dacă îmi permiteți. Atenție, stimați colegi. Înseamnă că dumneata ții proiectul pe loc ca să crească cuantumul penalităților, ca să pui să-mi povărezi mai mult primăria. Asta este, să-ți fie rușine, ți pui și ție matracucă. Păi vedeți să știe toată lumea. Păi cum să te... Păi de ce n-ai spus până acum de ce nu te-ai abținut? Ca să nu votezi acest proiect. General USR ne-a anunțat că se abține de la vot fiindcă are un interes patrimonial. Și eu îl întreb public. E prieten cu domnul Constanda? E prieten cu doamna Constanda? E prieten cu urmașii familiei Luică care a avut terenul? E prieten cu domnul Videanu, cu domnul Băsescu? Cu cine? Hai să știm și noi. Păi vă că dați vina pe noi care nu eram atunci aici. Dar vă că dumneavoastră sunteți plin de interese. Doamna Ciceala, o să-mi permit să vă întrerup dacă nu reușiți. Bun, haideți să anunțăm rezultatul votului. Ne-am lămurit cu tânărul Ciucui care are un interes. Asta e după ta misiune cu USR. Are un interes patrimonial. Au interese patrimoniale. Domnul consilier general a ridicat mâna și a spus că nu poate vota. Care interes patrimonial? Este bine să știe toată lumea. Deci cei care se dau corect, cinstiți, puri, noua clasă politică, iată de fapt cine sunt. Oameni care au interese în mafia imobiliară, oameni care au interese să se blocheze contul primăriei capitalei, oameni care au tot felul de lucruri subterane și pe care le-au ascuns până acum și, din păcate, tot ei vin în ședințe și ne acuză. Asta este situația. Mulțumim, o zi bună, încheiem transmisia. Încă o dată declar ședința.